Venim la acest copil extraordinar de 13 ani, Alexandru Nechita. Acum este la Iași cu mama lui, cu doamna Mirela Nechita, iar acest copil are o copilărie înfiorătoare, pentru că el la 13 ani, oameni buni, ați aflat, zilnic trebuie să fie cineva în preajma lui, ori mama, ori tatăl, care să-i rotească acele șuruburi milimetru cu milimetru. E adevărat, doamna? Da, așa este. Așa este. Și practic 14 zile dau înainte și 3 zile înapoi. 14 zile înainte, 3 zile înapoi. Și practic trebuie să rotiți acele șuruburi la mâna și la piciorul drept, câte un milimetru în fiecare zi. Da, da, da. Câte o tură, cum ar veni. Am semne, am puse, da. Iar această operațiune este extrem de dureroasă pentru Alexandru? Este crimă și pedeapsă. Nu doresc la nimeni așa ceva, prin ce trecem noi. Dar noi ne rugăm la Dumnezeu și la Măicuța Domnului să fie bine și să-l facă om. Să-l ajute să nu mai aibă durerile astea. Dumneavoastră, deci noi din mic copil, din fașă. Până la cât, până la ce vârstă trebuie să folosiți acest mecanism? Până la 18-19 ani. Deci până la 18-19 ani, încă 5-6 ani de aici înainte, va trebui să faceți zi de zi aceeași mișcare. Da, da. Iar atunci și mâna și piciorul drept vor fi la aceeași dimensiune? Vor ajunge la normal? Cam vreo 85-90%. Știți acum picioarele amândouă sunt la fel. Da. Dar piciorul drept nu este sănătos, este bolnav. Dar noi ne chinuim cu acest aparat să-l alungim. Și el de la genunchi în jos sau de la cot la mână în jos, el are un singur os. Deci un simplu os are. Atât. Deci nu are două oase ca noi. Și ne chinuim acel os să-l putem alungi. Tratamentele și ghetuță ortopedică, că el... Tratamentele vă costă foarte mulți bani, nu? N-am cuvinte să mai spun. Tocmai de deci este al doilea caz pe țară. Al doilea deci Casandra Rotariu este primul caz. Da. Și al doilea este Alexandru Nechita, copilul meu de 13 ani. Tocmai de aceea să știți că am afișat conturile dumneavoastră pe ecran și sperăm ca banii strânși să-l ajute pe Alexandru să treacă mai ușor peste aceste tratamente. Alexandru, vreau să te întreb, ai 13 ani, tu ce ți-ai dori să faci? Sau sunt lucruri pe care ți le dorești? Îți dorești să te joci ca și ceilalți copii? Da, să mă duc cu ceilalți copii, să ies, să mă duc la film, să fiu și eu ca un copil normal. Să joci fotbal. Să joc fotbal, să... Da, vreau să te întreb, la școală, cum te înțelegi cu colegii tăi? La școală, cum să mă înțeleg? Foarte bine cu colegii, din contra... N-am ce reproșa la profesor, domnului director Asmarandei, învăț la școala numărul 2 Dimitri Cantemir Vaslui, este o școală foarte bună, deci n-am ce reproșa la toți profesorii, când am avut ceva, le-am spus, ei m-au înțeles, deci n-am ce reproșa. Am auzit și am văzut pe material... Pot să le mulțumesc acum foarte mult. Am văzut pe materialul de mai devreme că spuneai că mama ta te-a învățat să dăruiești și că foarte multe lucruri sau ce ai, le dai mai departe la alți copii care sunt mai amărâți. Da, asta este adevărat. Deci, dacă eu mănânc ceva sau am ceva, nu pot să nu-i dau și celuilalt copil. Pentru că el se uită la mine și mie mi-e milă de el. Pentru că și eu chinui și știu, și eu știu cum e viața. Copilul ăsta știe cum e viața mai bine decât mulți. Exact. Alexandru, să știi că m-a impresionat boala ta până la lacrimi, de-abia îmi găsesc cuvintele, dar în același timp apreciez puterea ta de a lupta. Eu îți doresc să fii sănătos și la 18 ani, pentru că ești moldovean de-a meu, la 18 ani o să sărbătorim împreună, eu am să mă duc să-ți cânt, că am observat că îți place și muzica populară. Îți place muzica populară? Da, și un mare fan a muzicii populare.
un mare fan al muzicii populare. Da. Doamna Lavric, poate el fiind din Iași, poate faceți o vizită la Iași, chiar vă punem în legătură. Asta vreau să spun. Ia-ți face o bucurie. Da, exact, am să mă duc la Alexandru. Marți ești la spital, ești în Iași, să știi că eu am casa exact aproape de spitalul Sfânta Marie. Și vreau păi, să... Păi, acum am... Da? Parcă așa am înțeles din păi interviu. Păi azi am fost la spital. Da. Nu, azi săptămâna am fost viitoare la spital. Să fie în Iași? Haideți că vorbim cu mama să înțelegem... Să înțelegem ce ne spune Alexandru, cred că e o problemă la microfon. Da. Doamnă, eu vreau să-l caut. Vrea doamna Lavric să vină să-l cunoască pe Alexandru personal. Să-ți duc un CD cu tine, vreau să te cunosc. Ești frumos și cu mare drag. Vorbești foarte frumos. Și ai o maturitate extraordinară. Mulțumesc. Când alții ar vorbi de jucărele, tu vorbești de lecții de viață și de suferința ta. Este impresionant. Putere părinților și ție, Alexandru. Și eu sunt convinsă că mulțumesc. Dumnezeu te va ajuta, mai ales că crezi în Dumnezeu și îți spun să crezi în Dumnezeu că El face minuni. Și o să fac o minune și cu tine. Eu să te caut în Iași, am să-ți duc niște CD-uri cu mine și un plic. Vreau dar să noi stăm în Vaslui. La Vaslui. Dar am înțeles că veniți la Iași. Nu nimic, eu trec prin Vaslui. Da, Vaslui, eu trec la foarte des, o să iau adresa de aici și numărul de telefon și când am perfect. Să trec prin Vaslui, că trec destul de des, am să vă caut. Eu așa înțelesem că mai acum veniți și la Iași la spital. Studioul nostru, dar nu e nicio problemă, adică astăzi suntem la Iași. Da. Doamne? Cum? Astăzi sunt la Iași. Astăzi suntem la Iași, că am fost la control. Vă promit că am să trec pe la dumneavoastră, că vreau să vă cunosc, să-l cunosc pe Alexandru. Alexandru, să știi că am un nepoțel de 6 ani, Alexandru îl cheamă și pe el. Cu siguranță vreau să te cunosc, ți-am spus. Mi-a plăcut că iubești muzica populară și că ești un copil credincios și Dumnezeu o să te ajute. Sunt convinsă de asta, că te va ajuta și eu am să te ajut și eu cu ce... Doamna Nechita, vreau să mă întreb, astăzi ați fost la spital. Ce v-au spus doctorii? Da. I-au făcut radiografii, i-au făcut analize toate, că mi-au slăbit foarte mult și i-am făcut toate analizele. Dar radiografia la picior și cu brio. Ok. Bravo. Alexandru, să fii puternic și sper din toată inima ca oamenii care s-au uitat la noi la emisiune să-ți dea o mână de ajutor și să fie alături de tine. Să fii puternic, bine? Da. Hai să vezi tu la 18 ani ce sârbă moldovinească o să facem noi împreună. Hai să vezi tu. Să fii puternic, Alexandru, da? Da, poți să vă mai zic ceva? Te rog. Marea dorința mea este să vă cunosc pe dumneavoastră, domnul Măruță. Să vin acolo pe fotoliu și să vă cunosc, să dau mâna cu dumneavoastră. Uite, facem așa și atunci îți promitem că te așteptăm și aici la noi, la București, la emisiune, ca să vii să stai pe canapeaua asta, da? Dacă asta e dorința ta, da. E cel mai ușor de îndeplinit dorința asta, să știi, Alexandru. Și vrem din toată inima să te ajutăm și să te facem fericit. Conturile tale sunt afișate pe ecran și sper că oamenii care se uită să-ți dea o mână de ajutor din toată inima. Pentru că, știi ce, eu îmi doresc să dau mâna cu tine, pentru că ești foarte puternic și ești un exemplu. Da, vă mulțumesc frumos. Îți mulțumesc mult de tot și mă bucur că te-am cunoscut, pentru că ești un om care merită să fii cunoscut, pentru că ai o putere foarte, foarte mare. Da, vă mulțumesc frumos. Doamna Nechita, vă mulțumim și o să ne vedem la București. Și noi. Mulțumim. Și noi vă mulțumim din suflet. În fiecare zi mă uit la emisiunea dumneavoastră și împărtășesc acele emoții ca și dumneavoastră. Tot timpul nu mă plâng, vă spun sincer, fiindcă este numai lumină căjită și chinuită pe lumea asta. Din păcate, da, și sperăm... Sunteți un înger pentru toată lumea asta care a sărit în ajutorul oamenilor. Dacă putem să-i ajutăm, cu cea mai mare plăcere și ne bucurăm că putem să o facem și asta o facem doar cu ajutorul celor de acasă. Și să știți că Alexandru fredonează și melodiile lui doamna Andra. Atunci când o să vină la București, o să facem tot posibilul să se întâlnească și cu doamna Andra. Vă mulțumesc mult de tot, doamna Nechita. Salut, Alexandru! Vă mulțumesc și eu! Și vă iubim extraordinar! Vă mulțumim mult de tot! Și vă mulțumim!